Doamne și domnule, bine vă regăsit. Am zis că dacă tot e vineri seara, să vorbim despre idei. Bine, idei uh, distilate, dacă vrei, prin actualitatea internă. Și atunci, o idee este egalitatea. Cum vorbim noi despre egalitate? Păi vorbim despre egalitate uh, punând articolul 16 din Constituție ca baza societății noastre. Articolul ăla zice: nimeni nu mai presus de lege. Cum mai vorbim despre egalitate? Vorbim despre egalitate în temeiul ideii că nu mai există slugă și stăpână. Vorbim despre egalitate că ideea, aia, ideea asta este valabilă și dacă tu crezi că uite că l-au ajuns sus și o să nu jos. Pentru că tot egalitate este dacă șansele au fost egale. Numai că unul a învățat, altul nu a învățat. Unul a fost mai șmecher în școală, altul a stat și-a și-a făcut temele și-a învățat tot ce trebuia și-a ajuns mai sus. Este egalitate, unul să fie jos, unul să fie sus, dacă șansele au fost egale. Și atunci să distilăm un pic prin, prin, actualitatea internă. Și ai văzut, Pimen s-a dus. În mod normal, legea spune că toți cetățenii României care mor de COVID 19, domnule aveți parte de o mormântare modestă, 8 persoane maximum, cu tot cu popă. Ei bine, la mormântarea lui Pimen sunt sute de oameni la slujbă, cu nu știu câți popi, cu o mulțime de, uh, uite și jandarmi sunt acolo, ceva, ceva oficialități, da? nici măcar nu își pun problema facem un lucru ilegal. Nu, cine a trimis oficialitățile astea, jandarmei sau dorobanții sau ce ori fi ei, știi? Nici măcar nu și-a pus problema de egalitate. Adică, dom'le, da, acum egal, egal, dar nu cu toată pulimea. Asta a fost, pe lângă faptul că a fost securist, a fost și eu, avut și funcție mare. Înțelegi? Merge mai departe. Dacă noi ne apucăm și facem un scandal adevărat în fața unui magazin, păi, în mod normal, vin de la security și ne scot afară. Vine și poliția, ne trântește oameni, de la revedere, pa. Asta trebuie să fie egalitate. La noi este un pic altfel. Știi că ți-am zis că a fost ciudat cu scandalul de la hipermarketul ăla de la kaufland din Ferentari, că -i aveau microfoane. Ei bine, ăștia sunt de acolo din secta lui Bivolaru, Misa, au încercat același lucru și la Alba Iulia. Practic, scandalurile astea de care tot auz și probabil vor mai fi altele de care vom mai auzi, fac parte dintr-o campanie. Nu sunt niște oameni care au zis ei, bă, hai să fim noi mai celebri un pic, să avem un pic de notorietate, luăm doi pumni de la, de la poliție, dar uite, suntem celebri în toată România. Nu. Ei fac parte dintr-un scenariu. Scenariile, să știi că nu le face Alianța Euroatlantică. Nu le face nici Bruxelles. Scenariile astea folosesc Estului. Estul care nu știu cum să zic, din 1917 de la Revoluția Bolșevică, Estul are impresia că e nedreptățit de toată planeta. Și Moscova, și Beijingul, toți au impresia că sunt nedreptățiți, că lumea nu le oferă acea reverență extraordinară pe care cred ei că o merită. Ei nu înțeleg că un stat poate să aleagă democrația, al stat poate să aleagă, cu riscurile de rigoare, vezi, Nicolae Ceaușescu, dictatură. În mod normal, omul tinde să fie liber. Și o să spun de ce. Și dacă nu-i foarte educat. Deci ia telefonul în mână, dă un enter, apasă două taste și vede că dincolo de lumea lui înglodată în tot felul de, de aiureli, este libertate, este prosperitate și vrea și el. Și mai repede sau mai târziu, el sau copiii lui vor da cu șmecherașii ăștia care conduc de pereți. Ceaușescu n-a crezut și n-aveam uh, telefoane de la inteligente. Și tot a fost dat cu capul de zid până o turbat. Dar merge mai departe. Știi, atunci când vedem uh, pânze semnate de pictori celebrii, e românească. Vedem tot felul de pagini pe Facebook despre regenerarea folclorului, regenerarea tradițiilor. Și vezi într-adevăr niște chestiuni foarte faine. Toate popoarele au niște tradiții extraordinare. Atâta vreme cât sunt puse în ambalajul corect al onestității. Egalitate? Nu. Ia uite aici. Le vezi pe astea patru mândre. Astea patru mândre cu Viorica Dăncilă. Aș vrea să te uiți foarte atent la fețele lor. Ți se par niște de alea care țin la tradiții? Sau niște cocoane care vor să placă pulimii, luându-și niște țoale pe care nici nu știu să le poarte. Mai mult decât atât, una dintre ele fostă consilier a Veoricăi, aproape două milioane de lei, a furat din fondurile unui club de volei, reținută de procurorii. Dar, nu e așa, mare patrioată, Bă, ia o ie și gata, am terminat, sunt patriotă. Dacă am luat ia pe mine, am făcut și o poză cu Veorica, am rezolvat. Merge mai departe. Vorbeam de Teleorman, da? Bă, să știți că Teleorman nu înseamnă doar Dragnea. Teleorman înseamnă și PNL. Ia uite aici. PNL Teleorman a deschis porțile trădătorilor de la Alde. Atât a s-o putut, sărăcuții. Da? Deși doar de un an strigau și urlau interdicție ca traseiști din PSD Alde și pro-România să fie primiți în partid. Domnule, mai țineți minte cum striga Rareș Bogdan. Domnule, nu se poate, tăiem rade în pensiile speciale, facem, dregem, ne chiloțărim, ne ștergem, ne scoatem, ne băgăm, ne... S-a dus, tovarăș. Egalitatea a fost doar pe perioada campaniei electorale. Eu, deputatul sau candidatul, da, sunt egalul pulimii copulative care stă și se uită în gura mea ca și cum aș scoate ouă de aur. Da? Greșit. În România, cu politicianul, este egal doar pe perioada campaniei electorale. După aia, începe să simtă uh, tot felul de. de. nu știu cum să zic de nozocomiale de alea culturale și în loc de coloană se transformă în colonă. Uite aici. Și nici nu, măcar nu le este jenă. Tot Rareș Bogdan vine și zice la ministresa asta, Violeta Alexandru, bă, dacă pleci în Germania, să te porți ca un stăpân, mă, nu ca o slugă. Îți dai seama că nici măcar nu înțeleg ideea că în secolul 21 stăpân și slugă aparțin doar literaturii. Nu pricepi ideea. Să te porți ca un stăpân. Adică vedeau așa pe, pe ministresa muncii din cea mai înapoiată țară din Uniunea Europeană, România, cum merge ea în Germania, cea mai dezvoltată țară din Uniunea Europeană, și începe acolo să, se, să screamă ca un stăpân, poate și dă un telefon la Merkel și zice Tu făcut-o mea cafeaua? Păi ți-am spus că viu la 8 și un sfert, unde dracu cafea mea? Că deja 8 și 20. Noi nu suntem în stare să trecem de complexele de superioritate, cu daci, cu nu știu ce mai avem noi, cu tunele de subbuce și cu tot felul de aiureli. Și nici nu suntem în stare să ne, cum să, zic, să ne anesteziem un pic complexele astea de inferioritate. Nu putem fi cinstiți cu noi înșine. Și știți de ce? Pentru că niciodată clasa politică din țara asta nu s-a uitat în oglindă. Poporul, pe de altă parte, fericit că nu i se cer toată ziua extemporale, că și dacă nu știe o lua cinciul la bac, fericit că lasă-mă că tă prostul să facă 12 ani de școală, nu i lasă ăștia repetenți, că nu vor fi proști, nu? Că nu-și mai fac norma la școlarizare, da? Poporul nu și-o dat seama că, bă, da, eu degeaba e în jur pe îi înjur pe ei de sus, că de fapt mă înjur pe mine că eu i-am ales. Majoritatea asta, copulativă, și atât. Noi alegem tot felul de loaze, nu se aleg ei singure. Sigur, eu pot să zic, băieți, eu n-am votat niciodată o Nu N-am votat nici cu sufletul niciodată cu stânga niciodată cu Iliescu, nici măcar în 90. Da? Bun. De ce nu sunt în stare, tovarășii politicieni, să treacă de de, de, de asta stăpân-slugă? Pentru că ei nu se percep pe ei înșiși decât ca stăpâni. Sigur, unii mai buni că vezi, Doamne, uite, băi, am vorbit și cu Badea Gheorghe, băi, și-am dat un telefon și l-am rezolvat. Alții mai aroganți, uite, băi, eu deja azi la cinci neveste, acum mă împiedic de un... Ăștia, ăștia sunt singur popor, eu am avut cinci neveste, e cinci la unul pentru mine, da? Da? Și alții pur și simplu care sunt foarte fericiți, lasă-mă să nu mă bage nimeni în seamă, să-mi fac niște, niște milioane de euro, să trăiesc bine eu și familia mea încă cinci generații. Și mai sunt cei foarte puțini care zic, bă, trebuie să fac treaba. Bă, m-ați acolo, în Comisia X, în Comisia Y. Nu pot să stau să nu fac nimic. Ăia sunt cei mai înjurați de obicei. Ăia sunt, fac live-uri pe Facebook, fac drag, merg prin spitale, merg prin agricultură, merg pe unde mă vot, cu economie, cu de-astea, și când arată nedreptățile, toată o ploaie de bile de oțel din prăștile poporului se aruncă în capul lor. Pentru că noi nu suntem în stare să vrem politicieni onești nu stă, și e normal, nu ești în stare tu, tovarășul popor, să tragi de mâine. că Bă, băiatule, ce ai zis tu că ras pensiile în 30 de zile? Bă? Ia vină tu aici, în față. Dom'le, dar nu mă lua că să vezi că nu mi-a scos chiloții din curs sau faze de astea. Nu, zi de ce n-ai putut? Ok, nu te-o lăsa Curtea Constituțională. Zim de ce n-ai putut să refuz traseiștii, că acolo nu era Curtea Constituțională. Nu era nu știu cine, nu te obliga, nu spunea nimeni pistolul la tâmplă. Nimeni nu întreabă asta. Din potrivă, îi înjură și când îi văd în față să trăiți domn senator, să trăiți domn deputat, aș putea să vă ai pupa va mâna, pupa ghiul. Asta fac. Mergem mai departe, la ăștia la Da? Uite aici, că tot se întreabă lumea, mă, de unde până unde Anisie? Anisie, doamna de la învățământ. Acum vedem că soțul este șef de departament la ONG-ul lui Cumpănașu și ar vrea să preia direcția generală anticorupție. Și susținută, zic sursele curentu de un consilier prezidențial. Probabil o să se întâmple dacă, url, dacă nu urlă presa. Și mergem mai departe, asta este bestială. Baronul ăla de vazlui, cu 50 de milioane de euro uh, avere după departamentul de stat al Statelor Unite, da? în cel mai sărac județ din România, o nebunit când o trebuie să poarte mască. Adică vreți să ne luăm la bătaie, bă? O țări de bătaie, cu bă! Adică ce să pori o mască, bă? N-am purtat mască 30 de ani. Nu m-am prefăcut eu că sunt un social-democrat, că îmi pasă de, de populimea asta. De ce să poarte mască? O are dreptate. Bă, băieți, noi vă luăm, vă furăm pe față. Adică vreți acum să ne punem mască? Suntem zoro? Nu, bă, tată, noi v-am spus de la început. Suntem politicieni, nu ne întrebați cum am făcut nici primul milion de euro și nici al 50 de milion. Asta este uh, trauma pe care societatea o suferă atunci când nu-și pune întrebări când societatea se uită în Constituție, zice, nimic articolul 16. Și nu merge niciodată mai departe cu întrebările. Societatea care spune, păi cum dracu scrie de 8 ani în lege că trebuie să pui 6% din PIB pentru educație și niciodată nu-i luăm de guler pe aia care vin la guvernare și nu pun 6% pentru educație. Asta se întâmplă. Știți de ce se întâmplă? Pentru că articolul 16 la cu egalitatea este făcut la mișto. Și toată Constituția asta e făcută la mișto. Bă, și chiar țara asta pare făcută din când în când la mișto. De o istorie o loagă și de o, știți, soare, de un timp, dacă trebuie să fie masculin că tată, cam tântălău. Să aveți sănătate. Ne vedem în fiecare zi de mereu.